Salutare tuturor, eu sunt David și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de GTA Real Life, aici pe FPLAYT. Și înainte să începem, fraților, v-aș ruga să apăsați acolo pe butonul like, să strângem și noi 10 lichele frumușele, deoarece asta mă motivează să fac episoade în continuare, fraților, aceea puteam să fim noi, însă nu am reușit să mai fac rost de bani, au fost și niște probleme cu serverul, cu 5M-ul și nu am mai putut intra. Cred că ați observat lucrul acesta și pe live. Nu uitați că diseară la ora 23 ne vedem pe live și în acest episod, din câte vedeți, suntem tot cu Mersanul, pentru că, ghiciți ce, tot n-am reușit să-l vând. Dar, ca să vă aduc la cunoștință câteva update-uri, am avut ultima ședință. În continuare și săptămâna asta suntem tot FM Mecanico, n-am mai primit... N-a mai fost promovat, să zic așa, însă domnul Cezar ne-a spus la ședință că trebuie să ne pregătim cu bani, deoarece weekendul acesta vom fi contactați de el pentru a trece la nivelul următor, după părerea mea, deci posibil aia va fi promovarea. Așa că, în momentul de față, noi, deoarece nu avem camion, nu putem să facem petrolist, avem de făcut același lucru ca și până acum, în următorul sens. Ok, uitați un lucru nou, s-au adăugat asta de viteză, pe băiatul ăla, dacă îl vede, a încurcat-o, că n-ai voie să fenteze astea, doar prin Sandy, din câte știu eu. Bun. Așadar, mă, băieți, deoarece nouă licența de pescar ne-a expirat, o să mergem să cumpărăm o licență nouă, dar înainte de asta să mergem și noi să ne schimbăm de haine. Mergem acum rapid să ne luăm outfitul nostru, pentru că acum suntem cu outfitul de la service. Bun, am trebuit să mai luăm Mersanul, că dacă tot nu l-am luat, poate așa găsim vreun client. Na, ce pot să zic. Bun. Hai să vedem, deci o să mergem să ne schimbăm, după care o să mergem să luăm licența de pescar. După care trebuie să facem și noi plinul la mașinuță și la mașinuța asta, că dacă tot o avem, să nu ne batem joc de ea și vedem. Dacă ne iese până la urmă banul și ne iese grosul, putem să mai stăm și cu ea. Mie îmi place foarte, foarte mult, dar nu credeam că mai e momentul pentru ea. Oricum o să ținem și Volvo-ul acum. Asta avem și noi un SUV. Am înțeles, băieți, ca idee, eu nu văd pe nimeni la volan. Nu știu dacă e de la mine sau nu. Hai totul să verific. E posibil să fie și de la mine, văd că... Pentru că am șters folderul cheie și am tot avut probleme cu 5M-ul și am zis că, mă, poate o fi de la mine, cine știe. Hai că am înțeles, băieți. Nici nu s-a buguit. Bun, în fine, hai, bine că am reușit să-l închidem, nu? Tot nu vrea. E ok, mă, băieți. Telefonul merge? Da, telefonul merge. Bun. Nu avem încă toate... texturile, ok, despre ce vorbeam. Așa se întâmplă când ștergi folderul, ok, și așa mai face el, n-ai ce să îi faci. Ok, și mai picăm încă o dată și probabil ar trebui să se oprească după. Bun, acum ar trebui să ne mai jucăm noi puțin la ceva, dar sper să nu se mai întâmple, hai să vedem noi. Ticket, bug, subiect, cad prin hartă. Bun, am făcut un tichet, să sperăm că ne ajută și pe noi cineva, că dacă nu își bate joc de episodul nostru. Bă, dar nu se poate. Încă mai cad prin hartă. Arrive. Bun. Ești ok, da? Mersi. Da, sunt ok acum. Dă-te pe mijlocul drumului, nu te-ai avut, nu pe sus. Da, cred că mai trebuie să mai dau niște reloguri, că nici pe tine nu te văd. Ba stai, că stai aici, că trebuie să te dezîncarce tot. Da, stai, să mai umblu puțin la extended și gata. Mersi frumos. Bine. Salut. Bun, băieți, hai să vedem. Normal, astea când se întâmplă trebuie să te duci să te joci pe aici. Bun, mai umblăm la ea, o mai dă mai mică, mai mare, mai tot ce trebuie. Pe băiat acolo îl vedem. Așadar, haideți să mergem spre... Ok, și pe băiatul de la volan îl vedem. Hai să mergem din nou spre magazinul de haine, să vedem și noi ce iese. O să încerc pentru episodul viitor să bag și un NVE, să vedem
cum stau treburile. Bun, acum avem și noi texturi, vedeți, pac, avem unde să călcăm. Hai să-mi pregătesc eu outfit-ul, băieți, stați așa. Bun, acum nu mai avem, dar oricum știu exact tot ce trebuie să iau, așa că o să le selectez eu direct. La tricou avem 76 cu 1, la geacă avem 342 cu 2, la pantaloni 109 cu 4, parcă am schimbat eu, 109 cu 4, călțăminte 31 cu 4 și mai aveam ochelari noi, 31, nu, 18. Bun, hai să vedem. Da, plus minus asta e, avem și mânușile de la mecanic, dar nu o să le mai modific acum, pentru că trebuie să mai dai câteva reloguri până o să-și revină toate texturile, dar momentan zic eu că suntem ok. Bă, nu asta era textura pentru pantaloni, dar e ok. Bun, hai să vedem, o să mergem așa. Sper că se mai putea plăti, am uitat dacă se poate plăti cu cardul la licențe, dar o să mergem acum. Licența e pe o lună, eu acum nu garantez că o să mai pescuesc o lună pentru că nu prea îmi place, dar momentan trebuie să ne mai pierdem timpul pe acolo, că altfel nu avem încotro. Bun, hai să vedem. Așa mă băieți, și să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți dacă ați vrea să-l vedeți pe Columbus și pe Guzmanito ca și polițiști, deoarece vreau să mai intrăm pe un server al unui prieten de-al meu, unde aș vrea să muncim și acolo să ne facem polițiști, pentru că aici suntem aproape mafioți, zic eu, și atunci, na, deci avem licența de pescar. 30.000, am cumpărat-o cu succes. Acum hai să mergem să și alimentăm bestia. Bun. Ok. Ca asta e aia care mănâncă mult de tot, băieți, mult de tot. Așa îi place ei. Așa mai face ea, ce să mai. Bun. A, uite cum se vede prin ochelarii ăștia. Ok. Hai să vedem, n-am mai pus nici centura, deci trebuie să avem grijă maximă. Bun. Hai să vedem, ne asigurăm și noi aici. L-am văzut pe băiatul cu ambulanța, dar îi dăm și noi blană. Ok, aici văd că mai avem o problemă. Da, și-a revenit. Și la benzinărie. Bun. Așa se întâmplă, repet, când șterge folderul cash. Deci îl ștergi ca să poți să-ți instaleze resursele după orice alt server pe care intri, cam asta ar fi ideea. Bun, hai să-i dăm noi un HUD, avem, dar nu prea avem, mai scoatem 1000. Ok. Extrage 1000. Bun, a fost un episod mai pe cheltuială, să zicem așa, dar trebuie să facem în așa fel încât să ne scoatem grosul. Bun, am plătit 1700, mai rămânem și cu ceva mărunțiși pe la noi pe acolo. Dar hai să vedem ce-i facem. Deci diseară, dacă totul e în regulă, o să începem cu 5M, după care vom da counter așa cum v-am obișnuit în ultimul timp și am și văzut că vă place. Bun, mamă, sunt urâți rău, blugi pe textura asta. Da, dacă n-am fost atent, asta e acum. Adică nu că n-am fost atent, n-am putut să văd, că dacă vedem, modificam de la început. Bun, hai tata, hai alimentează, hai să mai vedem și niște luni, dar n-am mai făcut nimic, da, sunt 125 în cap. Asta e cam dacă am încuiat. Fima politicos, mă. Bun. Haideți acum să mergem noi la un garaj, să facem un outro corespunzător. Măcar ați mai văzut puțin mai multă acțiune,
Pentru că eu o să mai am de lucru, o să mai trebuiască să... Să-i dau bice pe la pește, băieți, să încercăm măcar, pentru că dacă Columbus a reușit să umple o dubă în 4 zile, la noi durează mai mult de 4 zile. Dar pe o dubă măcar știi că faci mai multe cei bănuți. Bun, așadar hai să vedem. Mergem la garajul ăsta de aici de la Remat și de curiozitate vreau să văd și cât iau pe mașina asta la Remat. Că ar fi și asta o idee. La magazin să-ți dau transfer de acolo. Da. Mamă, uitați băieți acolo. Mă, nu pe ce era, mă, Rematul? Primești 50% din valoarea vehiculului. Adică am luat 110.000, nu știu ce să zic. E bine de știut în situații de mare criză, dar momentan pierd mulți bani dacă o dau la banii ăștia. Și asta dacă n-am greșit ce prețul din showroom. Eu știu că e 220.000 asta nouă. Da, nu știu ce să zic, mă, băieți. Dar momentan, băieți, cam asta a fost și cu acest episod. Eu am fost David, vă aștept diseară la ora 23 pe live, așadar, baftă manilor, respect!